la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. În direct, prin Skype, cu psihologul nostru, Raluca Anton, la Psiholog, rubrica pe care o ascultați în fiecare zi de luni la această oră. Raluca, bine ai venit! Servus, bine v-am găsit! Mă bucur să ne reîntâlnim și în această săptămână, mai ales că e un subiect așa foarte ofertant. Spune-ne cât de important este să ne planificăm așa cu grijă sfârșitul de săptămână, weekendurile sau vacanțele ceva mai lungi, să mai ieșim așa din tiparul zilnic. Uite, mă bucur foarte tare că povestim despre asta, pentru că avem tendința de cele mai multe ori când vorbim în zona asta de psihologie să vorbim despre probleme emoționale și despre dificultăți și uităm să vorbim și despre resursele pe care le avem pentru a trece peste sau pentru a trece mai lin prin experiențele acelea neplăcute. Și ce știm din psihologie este faptul că a avea diverse experiențe de viață este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care putem să le facem pentru sănătatea noastră emoțională. Și numai să ne imaginăm faptul că, având aceeași rutină și aceleași lucruri pe care le facem în fiecare zi, creierul nostru creează ca niște autostrăzi în mintea noastră, e rapid, ajungem repede într-o direcție, dintr-un loc în altul, dar pe de altă parte poate fi și foarte plictisitor. Și atunci aceste ieșiri din rutină, weekendurile pe care le planificăm să facem lucruri diferite, să plecăm din spațiul casei noastre, excursiile pe care le planificăm vin și creează niște cărări, niște poteci în lateralul autostrăzilor respective, care sigur poate uneori sunt mai anevoioase sau uneori nu avem la fel de mult chef să mergem pe acolo, dar pot să ne ofere experiențe mult mai valoroase. Și asta înseamnă pentru mintea noastră și pentru creierul nostru ca o efervescență. Simte creierul că este în viață atunci când produce conexiuni în locuri în care nu s-au produs conexiuni până acum. Și excursiile, weekendurile pe care le planificăm vin și fac asta. Îi oferă minții noastre acel sentiment de sunt în viață și sunt efervescent și îmi place să trăiesc. Ideal ar fi să facem asta în fiecare weekend, dar nu e așa, ne presează și alte treburi casnice. Weekendul este, eu știu, rezervat curățeniei sau mersului la cumpărături. Poate nu în fiecare weekend putem să evadăm așa din spațiul în care ne-am obișnuit, însă înțeleg că ar fi bine să facem asta din ce în ce mai des și nu neapărat în aceleași locuri, nu? Adică să nu mergem doar într-o destinație în fiecare weekend sau o dată pe lună, ci să schimbăm aceste destinații, să facem complet altceva. De câte ori avem posibilitatea? Te oferim minții noastre o diversitate când vine vorba de stimulările pe care le percepe și asta vine și cu o creștere personală. Noi știm în psihologie că excursiile, a vedea alte culturi, a vedea alte locuri în care putem merge, în care putem călători, are un impact foarte puternic și asupra, cum spunem noi în psihologie, asupra ego-ului, adică îți dai seama că dincolo de tine și de poarta casei tale mai este o lume care e atât de diversă și care are nevoie în primul rând să fie acceptată, exact așa cum și noi avem nevoie să fim acceptați. Deci, dincolo de faptul că ne oferă experiențe noi, aceste excursii și călătoriile, ne oferă și un soi de ancorare în realitate, să vedem că dincolo de noi este o lume mult, mult mai mare decât ne place nouă să ne imaginăm. Și care merită să fie descoperită. Dar, Raluca, în cazul în care bugetul nu ne permite o astfel de excursie, un astfel de city break, ce alte lucruri am putea face pentru a ieși totuși din cotidian? Nu e nevoie să călătorim în locații foarte scumpe sau ideea este să îi oferim minții noastre diversitate, adică putem la fel de bine să călătorim în jurul orașului. De exemplu, numai dacă stau să mă uit la Cluj, avem atât de multe opțiuni în jurul orașului, putem merge în satele din împrejurimi, unde mai găsim câte un restaurant în capătul satului, unde se gătește ceva local. Sunt munții Apuseni aici aproape, sunt sigură că oriunde ne-am uitat în România avem multe oportunități și nu e nevoie să fie cu costuri foarte, foarte mari. Nu e nevoie să stăm peste noapte. Ci simplul fapt că avem această diversitate și plecăm dimineața, ne întoarcem seara, poate fi suficient pentru a simți că ne încărcăm bateriile. Deci, sigur, dacă vrem să călătorim departe, costurile sunt diferite, dar scopul nu este ăsta. Scopul este să îi oferim minții noastre acea stimulare pe care nu o are în rutina de zi cu zi. Cam de câte ori ar trebui să ne luăm vacanță într-un an pentru a fi totul ok?
Așa undeva la 3 luni, poate că ar merita să ne gândim, să ne luăm câteva zile libere. Noi avem acest obicei de a merge o dată pe an într-o vacanță de o săptămână sau poate de 2 ori pe an într-o vacanță de o săptămână, însă asta este destul de... e o perioadă foarte lungă de timp între cele două momente și de cele mai multe ori ajungem să ne întoarcem din vacanță poate mai obosiți dacă și vizităm foarte multe lucruri și cumva nu simțim acele încărcări ale bateriilor atât de intens. Dacă am reușit să ne luăm 2-3 zile libere odată la câteva luni, cumulat e aceeași cantitate de timp pe care o petrecem în vacanță, dar e mult mai important să fie mai scurtă perioada de muncă, de fapt, că despre asta este vorba, decât să fie vacanțele foarte lungi. Psihoterapeutul Raluca Anton, la psiholog pe drum cu prioritatea la Europa FM. Mulțumesc foarte mult, Raluca, și te așteptăm săptămâna viitoare din nou alături de noi. Numai ne vedem luni. Seară bună! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.